Încă ceva, fraților. Vreau să vă spun și povestea asta. A venit poliția. Eu cu ce să încep? Trăiască poliția română. A venit aici vreo șase luni la rând, așa. Tot timpul când agresau ăștia, că ăștia au câte un picior tăiat, bau că le-au pe amândouă, dar merg la bai, folosesc toate alea și nu necesită îngrijiri ei trăiesc aici și deci viața asigurată pe bază de deci nu pensii, nu nimic, nu pe bază de ce și cum nu pot să mi imaginez. Sunt uh, oameni luați de pe drum, deci boschetari să numesc și dus aici, cazați, li se asigură tot traiul. Bine, mersi. Uh, ei eu fiind legumă, mai legumă, așa, de felul meu, deci cu șoruburi în coloană și de-abia mi-am învățat mișcarea să mă dau pe căruț și o umblu cu căruțul, într-adevăr, dar stau țapă în el și asta am... avut nevoie de ajutor, am chemat legea, am, am adus poliția, și mi s-a luat apărarea, într-adevăr, am fost înțeles, dar în ce măsură mi s-a luat apărarea că tot aceeași atitudini și a salariaților și a, la toți oamenii, pentru că când mă văd să sperii propriu-zis de mine. Că eu am zmus sondele alea atunci la început, am și sufăr și de ipotență, deci, și că și treaba asta contribuie foarte mult. Eu am um, o căldură așa transmisă de la picioare și asta este cu tot ce mă mulțumesc în viață. Căldura aia care circulă pe picioare. Deci, cu asta mă simt foarte, foarte, foarte bine. Și asta vreau să vă, să vă spun. Mi s-au pus niște amenzi cu tot cu alea vechi care le-am avut dinainte. Am avut de plătit vreo 80 ceva de. am plătit, nu mai pronunț că, după aia să se zică. Tot ce am avut am plătit, pentru că mi s-a spus că trebuie să plătesc, că uh, ei nu se deplasează gratis, că benzina costă bani și asta. Și uh, Vreau să mai știi și alții, nu. De moment ce ajunge în situația asta, cum te, cum te, iau în primire și cum te, te, te jupuiesc. Deci m-am pus să plătesc până la ultimul ban. Deci amenzile care trebuie plătite prin faptul că eu aici la centru, la instituții de stat, am venit și am început eu să fac legea sau să fac eu goră mare și eu aici n-aveam altceva de făcut decât să nu să vin să trăiesc, adică să vin să fiu agresat de boschetarii de pe drumuri. Și asta nu mai îndelungesc că n-are niciun rost. Bine, vă mulțumesc mult!